Iar voia celui care m-a trimis pe mine este aceea, ca din toți pe care mi-a dat mie să nu pierd pe niciunul, ci să-i înviez pe ei în ziua cea de apoi. Suntem cu toții marcați de repeziciunea plecării dincolo a episcopului Florentin, episcop de Cluj-Gherla, și pe lângă această încercare a pandemiei, iată, Dumnezeu ne spune încă o dată care e destinul fiecăruia dintre noi. Un destin care, folosindu-se într-adevăr de parcursul acesta mai mult sau mai puțin scurt prin lume, e hărăzit să ajungă și să se bucure de întâlnirea cu Dumnezeu în veșnicie. De aceea, unii oameni care se socotesc credincioși subscriu unui anumit stil de viață. Ăsta este rostul pentru care ne comportăm ca atare, pentru a nu pierde viața de veci. Ăsta este rostul pentru care ne străduim să dăm dovadă, în primul rând, în fața conștiinței personale, că există un mobil interior care ne împiedică să fim altfel. Care ne invită să pășim în urma pașilor Domnului și să păstrăm acest spirit al Lui de care dă dovadă. Și păstrând acest spirit al Lui, ne arată că suntem copiii Părintelui Ceresc și întotdeauna copiii Părintelui Ceresc nu vor fi lăsați de izbeliște. Iisus vine să împlinească voința Tatălui și nimeni dintre aceia care îi se vor deschide cu smerenie și bucurie să nu poată să piară. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest exemplu de umilință pe care îl asumă, începând cu taina nașterii sale și presărându-l pe parcursul vieții sale publice de 3 ani, cu foarte multe dovezi că aceasta este calea care nu ne vom niciodată abate de la bucuria de a-i urma pașii. Această vreme teribilă care, iată, a spulberat toată siguranța noastră. Aceste încercări ce aduc mereu în fața ochilor și ai ochilor noștri individual, dar și ai ochilor Bisericii, extrema umilință de a nu fi adevărații proprietari ai existenței noastre, ne oferă harul lui Dumnezeu, ne oferă bucuria de a ne împărtăși cu patima Lui, cu dragostea Lui răstignită, de care nu ne putem dispensa. E foarte interesant, vedeți, și citirea Apostolului ne aduce aminte că nu este legea care ne mântuiește, ci e harul pe care Dumnezeu îl revarsă peste noi prin Fiul Său, care moare pe cruce ca să avem viață de veci. Lucrurile acestea nu sunt teorii care trebuie să fie meditate de personaje care fac o meserie din asta. E străduința fiecărui om simplu, în felul său, de a ști că merită să subscrii binelui orice s-ar întâmpla, tocmai pentru că Dumnezeu îți dă harul să semeni cu El. Ce citim în noaptea Învierii la Evanghelie? Faptul că harul vine prin Hristos și că Dumnezeu dă har acelora care îl primesc, care primesc lumina Lui și le dă puterea să devină copii ai Lui Dumnezeu. Nu slujitori, nu sclavi, nu robi, nu funcționari, nu angajați, ci copii ai Lui Dumnezeu. Aceiași copii de care Iisus ne spune în Evanghelia de astăzi, care datoria să facă în așa fel încât niciunul dintre ei
ei să nu piară atunci când trecem dincolo. Cu aceste gânduri de recunoștință în fața lui Dumnezeu, pentru darul vieții uneia dintre confrații noștri, care, iată, s-a terminat în mod subit și pe care n-avem altceva de făcut decât să-L încredințăm acestei dragoste răstignite a lui Hristos, care e singura noastră nădejde, și să mulțumim totodată și pentru toate lucrurile pe care o viață de om le pune în fața semenilor săi, așa cum și noi vom da într-o zi seamă pentru lucrurile pe care le-am trăit, așa putem să fim recunoscători lui Dumnezeu că, iată, din orice face în așa fel încât să poată să câștige sufletul nostru spre lumină, spre bucurie, cerând Domnului să putem folosi măsura milostivirii, viața noastră, viața semenilor,